Bună seara tuturor! În continuare, refugiații ucrainieni continuă să intre la noi în țară prin punctul de frontieră Siret. De ieri până astăzi, aproape 5.000 de oameni au venit cu speranța că aici vor fi în siguranță. În ultima oră, 435 de persoane au trecut granița. În total, 19.000 de ucraineni au ajuns în România, iar 40 dintre ei au cerut azil politic. Patru puncte vamale ar mai putea fi deschise în județul Suceava după ce Poliția de frontieră română se va consulta cu Poliția de frontieră ucraineană. Patru puncte vamale care să mai ușureze trecerea ucrainenilor în țara noastră, la izvoarele Sucevei, Ulma, Grimăuți și la Vicovul de Sus. Primul ministru care a fost aici în această seară în vizită a declarat că e nevoie ca lucrurile să se miște mai repede, așa încât poliția va încerca să folosească mai multe scanere pentru ca să ajungă la 2000 de persoane pe oră în traficul prin punctul de frontieră de aici, de la Siret. Sunt 15 km de coadă în partea ucraineană a graniței. Sunt foarte multe tiruri blocate. Asta pentru că șoferilor de naționalitate ucraineană se supuneau legii marțiale și au fost întorși din drum spre a-și face datoria față de patrie, așa că și-au abandonat tirurile, iar acest fapt a îngreunat foarte mult circulația. A fost o zi foarte grea pentru toată lumea. Bineînțeles, refugiații au venit în număr mare aici, au fost întâmpinați de români. Ei au trecut cu lacrimi în ochi, cu toată viața împachetată într-o valiză și cu cei mici de mână. În special femei, copii și bătrâni au ajuns aici în România pentru că bărbații au rămas acasă, tații au rămas acasă să-și apere patria. Românii i-au așteptat aici cu mâncare caldă, cu pături călduroase, cu băutură caldă, au fost, bineînțeles, alături de ei. I-au transportat acolo unde au avut nevoie, le-au oferit casele lor pentru a se odihni, dar cei mai mulți au spus că vor pleca din România întrucât sunt prea aproape de dezastrul care se întâmplă la ei acasă. Astăzi v-am povestit la un moment dat despre o tânără profesoară de limba engleză care trăia în Kiev și care imediat după ce a părăsit Kievul a aflat că locuința sa a fost bombardată. 8 ore, chiar mai bine de 8 ore, și-a așteptat surorile aici pe teritoriul românesc și a trăit emoții cumplite pentru că ele nu mai veneau, erau prinse în acele cozi uriașe de după granița Siret. În cele din urmă, noaptea se lasă rece peste această zonă. Cu toții speră să ajungă într-un loc călduros. Încă sunt foarte multe persoane care așteaptă să ajungă în România. De aici, de la Siret, cam atât deocamdată. Laura Lucescu și Teo Popescu.